Mile de turiști care vor să petreacă sărbătorile pe pârtie se îndreaptă la această oră către stațiunile montane. Punctul zero al luxului, Poiana Brașov, va fi invadat de amatorii de distracție cu dare de mână. Prețurile sunt însă mai mari ca niciodată. Chiar și așa, hotelurile sunt pline. Zăpadă din belșug, hoteluri și pensiuni pline până la refuz. Asta vor găsi turiștii în Poiana Brașov în vacanța de Crăciun. Unii nu au mai avut răbdare, așa că prima zi la munte a semnat și prima zi de săniuș. Este o vreme superbă, numai bună de mers la zăpadă, atât pentru noi adulții, cât și pentru cei mici, mai cu seamă pentru cei mici. Foarte frumos în Poiană. Am venit să petrecem Crăciunul, acum am venit cu cea mică să bucure puțin de zăpadă, că la noi nu prea ajunge. În Constanța, din Constanța suntem. Sezonul oficial de schi va începe însă chiar în ziua de Crăciun. Condițiile sunt excelente și mâine se va da drumul la toate instalațiile, la teleschiuri, la gondolă și la cabine, și chiar este un moment magic în Poiana Brașov pentru că condițiile sunt excelente. Până atunci, turiștii se bucură de bucatele de sezon. Pregătim muș de vită cu sos roquefort, acum îl fasonăm, îl pregătim pentru la cuptor. Omana porcului deja e pregătită. Suntem cu gradul ocupare aproape de 100%. Avem zăpadă, avem voie bună, ne bucurăm. Suntem pregătiți, artiștii sunt deja cu corzile întinse. Prețurile sunt însă mai mari ca anul trecut. La cazare, turiștii plătesc cu 10% mai mult și la schi va fi mai scump. Pentru o cartelă magnetică cu 240 de puncte, turiștii vor plăti cu 100 de lei mai mult decât în sezonul precedent.